Soare și astăzi o să fac ceea ce ați văzut din titlu și o să vă prezint desenele mele. Este vineri, dar sunt în blugi, numai că mi-am schimbat doar tricoul. Revenim după ce îmi schimb blugii. Perfect, m-am schimbat de blugi și da, se pare că pot să-mi fac un episod de 56 de minute. Dar sunt super, super energic acum și nu știu dacă o să bată foarte bine lumina de aici. Dar sper să fie mai bine. Da, stați un pic. Așa. O să încep cu primul desen. Deci chiar primul desen care l-am băgat aici. Aici este un om. Da. Nu știu. Am văzut un tutorial cum de la 5 Minutes Craft cum să desenezi fața unui om și da. Știu că n-arată foarte bine, dar sunt cam începător. Nu sunt. Adică eram începător și asta e de acum vreo câteva luni. Nu știu dacă o să se vadă totul foarte bine. Aici la asta nu știu dacă o să se vadă foarte bine. Este un desen cu o insulă, palmier și chestii din ăștia. Aici, stați un pic. Aici este soarele, am încercat să fac eu pe aici niște umbre, pe aici mai sunt și mai este și reflexia de la nori, care este în apă. Bun, pentru cei care iubesc desenul SpongeBob pantaloni votați, uitați-l pe SpongeBob. Știu că nu este chiar ca un desen. În desenul animat, pentru că e foarte ascuțit aici la colțuri. Vedeți? Este foarte, foarte ascuțit. Este foarte pătrățos. Da, nu mi-a ieșit foarte bine, dar cred că ceva acolo mi-a ieșit. Eu acum sunt în octombrie, luna în care filmez, în care am terminat ultimul desen. Este octombrie, eu sunt acum noi suntem acum în octombrie când filmez eu acest videoclip și ultimul meu desen a fost ieri pe 14 octombrie. Și să trecem la următorul personaj, tot din SpongeBob. Yay! E Patrick Pantaloni Pătrați. Am încercat iar să fac eu pe aici niște umbre, nu prea mi-a ieșit așa bine, dar da. Uitați căsuța poștală, așa mi se pare că se numește, da, așa se numește și cred că mi-a ieșit destul de bine. Singurul personaj care nu mi-a ieșit chiar deloc bine, vi-l arăt imediat, este după aceștia, Plankton și Karen. Aici este Chumbucket. Mai, în caz că vă întrebați ce sunt chestiile astea, sunt detalii. Coral, chestii ăștia. Mai sunt bule de aer pe aici. Nu prea am făcut fundalul, că n-avea rost. Așa cred. Nu prea cred că ar fi avut rost. Și am făcut aici și liniile acestea. M-am chinuit, cred că aproape... Nu, cel mai mult m-am chinuit pentru linii. Și, da, dacă vedeți aici... Este și un scris. Am vrut să scriu Chumbucket, dar este destul de greu. Și nu mai este foarte, foarte mult și ajung la... Deci am multe care îmi plac, adică mie toate îmi plac. Dar sunt câteva care îmi plac cel mai mult. Dați un pic să le aranjez. Așa. Acum...
domnul Krabs. Știu, nu mi-a ieșit chiar deloc așa bine, dar mie îmi place, mie îmi plac aceste detalii, mici muscule cu dolari. Chiar și aici am încercat să ar fi o imitație de scris, numai că este foarte aproape și da, chiar am plictisit și nu prea aveam ce să fac. Sunt destul de mândru de chiar orice desen pe care l-am creat. Pentru că totuși sunt făcute de mine. Și de ce să nu fiu mândru? Nu știu. Aici e o brioșă. Da, o mică brioșă. Sper să vă placă. Mie cel mai mult îmi place această glazură. Adică tot îmi place. Eu le-am făcut cu suflet. Și da, aici forma la acest suport, la această hârtie, nu mi-a ieșit ea foarte bine. Și da, dacă nu vedeți, am aici liniile alea care ies așa. Bun. Următorul este cu un peisaj minunat. Minunat. Făcut jumate acuarelă, jumate creion. Culoare. Pe aici, după cum bine vedeți, am mai dat cu puțin acuarelă. Cam în general totul cu acuarelă. Prima dată am făcut cu culoarea, cu virgulă culoarea și după aceea am început să fac cu acuarela. Bun. Nu sunt eu foarte priceput, mi se pare că v-am mai zis în acest episod, dar vreau să mulțumim de ce am făcut. Aici este o pisicuță. M-am inspirat din episodul... M-am inspirat după un squishy din episodul... dintr-un episod de pe YouTube, că doar n-are cum să fie de pe altceva. Și da. E așa, un pic cam cute. Cam virgulă cute, da. Eu sunt mulțumit și de acest desen. Bun. Și da. Tot după un squish și m-am inspirat. Știu că are capul foarte mare și ochii la fel, dar mie mi se pare drăguț. Sper să vă placă și la acest videoclip vreau să-mi scrieți în comentarii ce vreți să mai desenez acum, serios. Chiar vreau să aflu de la voi ce vreți să mai desenez. Să-mi scrieți idei de desene. De exemplu, nu știu, un urs panda în flăcări. Sau ceva gen. Dar este un ursuleț foarte cute cu aceste punctulețe în iris. Și care e într-o șosetă. Nu o să mă credeți că eu l-am desenat, nu cred că o să mă credeți. Spike. Ideea de schimb pe Spike. Și da, dacă vă întrebați ce scrie aici, e 2. 5, pai. M-am făcut singur să cred că e 2. Dar e 5, numai că nu l-am făcut eu foarte bine. Și invers, se vede că și m-ar fi un 2. Aici, după cum ne vedeți, este heel-ul lui Pam, bula lui Bibi, shuriken-ul lui Leon, aici este sângele pentru că e Zombie Spike, două chestii de la Brawler-ul cel mai nou, Ems, spray-ul, credeam că arunc așa cu spray, dar de fapt spreiază și da, cred. Și aici este o bucată de bandaj, că ea era ceva gen așa în fugă și aici era bucata de bandaj. Bun. Nu prea aș vrea să le vedeți direct de acum multe desene, vreau să vi le arăt așa la rândul lor. Ăsta, da, am zis, mi se pare că
am zis că nu este terminat. O să-l termin eu, sau poate nu. Nu știu. Nu prea am ce să zic. Aici avion, un avion. Aici vreau să fiu soarele, cam în construcție. Bun. Și pentru iubitorii de Gumball, Darwin! Mai degrabă pentru cei care îl iubesc pe Darwin, uitați. Aici Darwin vrea să dați un mare, mare like. Toți vor să dați un like. Dar nu mi-a ieșit extrem de bine. Capul nu mi-a ieșit cel mai... Nu mi-a ieșit așa bine. Dar totuși sunt mulțumit după cum mi-a zis. Bun. Și acum ultimele trei. Nu, credeam că se lipise. Pentru că are ceva pe el. Leon. Yeah, GG boy. În caz că nu știți life hack-ul cu parfumul, puteți pe o cariocă și nu vă mai merge, mirosea parfum. Da. Mirosea parfum, pentru că de ce nu? Și da, de aici, de la Darwin, am început să fac cu virgulă contur. Să nu spuneți că fac multe cacofonii. Uitați, în caz că nu vedeți în joc, nu vedeți așa ceva artă, artă pură. Urma de la cusătură. Perfect. Și acum, care pentru voi care aveți colecția de Angry Birds, de două ori eu am. Și ăștia sunt cu care să fac schimb, pentru că are... Ne, că vreau să fac nevoie și pentru cineva. Da. Unde mai e? Aș vrea să-l desenez și pe Sam Sam, dar mi se pare că e destul de greu. Nu e foarte, foarte greu, dar nu am nuanța asta. N-am nuanța asta. De galben spre alb, spre crem, nu știu ce culoare. Și da, să vă arăt pe doi care i-am desenat de aici. Eu deja uite, amândoi. Bun. Ieri i-am desenat pe ăștia doi. Vivi, care este și cel care îmi place extrem de mult. Adică amândoi îmi plac. Ăsta să zicem că e adolescent. Pentru că da. Seamănă? Un pic? Că așa pe care îi cunosc. Mă gândesc că știți cum e. Cei pe care îi cunoașteți spun că, a, ce frumos e, pentru că nu vor să vă rănească sentimentul, dar voi să fiți sinceri. Da. Și pe asta l-am dat cu parfum. Și ultimul, care, la care mi-a luat, cred că, destul de mult. Pam, 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 parabam, pam, param, param, pam, pam. Pa, pa, pam, pam, pa, pam. Și da, m-am amuzat destul de mult și pe detalii. Multe detalii nu cred că se observă așa bine. Și da, chiar vreau să scrieți în comentarii idei de desene. Pentru că, da, dar cel mai mult vreau să o desenez și pe Matilda și să-mi spuneți în comentarii ce vreți să mai desenez. Bun. Nu uitați să dați like, share și subscribe pentru a vedea. Share-ul este pentru a vedea și prietenii voștri. Și da, eu am fost Ariz aici alături de desenele mele. Toate desenele. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!